Așteptăm să se încarce. E ok, your work is also successful. Ok. Dăm continuare. Dar după cum vedeți, băieți, băi, fraților, salutare tuturor, după cum bine știți, numele meu este Răzvan. Iar astăzi m-am gândit să fac un nou videoclip unde o să colectez toate reward-urile, nu știu cum se spune bine în engleză, gen de la Apple Pass. După cum vedeți, s-a încărcat aici Apple Pass-ul, haideți să-l deschidem, să se facă update-ul la joc. Acesta este noul Apple Pass de la Flashback Warrior, dăm Let's Play. Iar aici avem gen Paul Pass-ul de sus, care l-am completat deja, dar nu avem pe acesta premium. Iar astăzi o să cumpărăm acest Paul Pass premium, pentru că este foarte, foarte fain acest Paul Pass. Mi se pare foarte, foarte fain. Avem acest avatar, care este fain rău de tot. Avem aceste emoji foarte faine. Dar cel mai mult și cel mai mult dintre toate, îmi place acest emoji mie, asta de aici. Și avem și acest avatar frumos, nu e rău. Ok, haideți să luăm Apple Pass-ul. Îl luăm pe acesta la 5 euro. La 5 euro. Please wait, așteptăm să se încarce. E ok, your work is also successful. Ok. Dăm continuare. Iar după cum vedeți, băieți, acesta este Paul Pass-ul. Avem aici acest emoji, care este foarte fain. Vedeți cum faci cu degetul în jos. Îl colectăm. Colectăm aceste emoji, colectăm tacurile. Warrior QE. E fain și asta. Da, este foarte fain. Îl luăm și pe acesta. Ia să vedem dacă ne dă. Unde e emojiul ăsta? Ăsta e fain. Cum râde. Foarte, foarte fain emojiul ăsta. Ok. Ia ce mai avem pe aici. Ok. Să vedem. Ce e acesta? Ce? 8 piese la acesta. Bun. E bun. Foarte bun. Încă 5 la acesta. Încă una aici sus. Avem acest emoji. Cum face? Fain emoji ăsta. Da, e fain. Foarte fain și acest emoji. Haideți să deschidem și o cutie de asta. Să vedem dacă ne pică ceva, dar nu cred. Pentru că majoritatea atacurile mele sunt la level max. Level max. Și level max. Bucată n-a picat nimica. Mai avem aici încă o bucată din tac, o piesă. Aici încă 7. Ia să vedem ce ne mai dă. Aici 10. Avem acest avatar foarte fain. Asta e fain avatarul. Foarte, foarte fain. Și acest emoji e fain. Nu este chiar atât de rău. Deschidem și cutia asta. Champion Victory Box. Poate ne dă ceva la cutia asta. Dar nu prea cred. Tradițional cuie. No, nu ne dă nimic a voi băieți. Din păcate nimic. Majoritatea atacurilor sunt la level max. Ok, am ajuns la finalul acestui Paul Pass.
Mai avem emoji-ul ăsta de luat. Bine, după o să-l colectez eu pe tot. Colectăm și acest avatar, că și ăsta e foarte fain. Și cam asta este situația la shutdown aici, cum se numește. O să încercăm să facem ceva, dar nu prea cred. Dar mai întâi de toate, stai să vedem dacă mai avem piese la atacuri. Da, să colectăm și piesele astea ca să facem atacurile la level max. Să vedem cum arată aceste atacuri la level max, pentru că sunt foarte, foarte curios. Ia să vedem dacă mai avem pe undeva pe aici. Nu știu, nu văd nimica. Nu mai avem. Dar aici am colectat. Acest avatar e fain. Avem aici 6 piese. Nu le-am văzut. Ia să vedem dacă mai avem. Nu. A, 4 aici la început. Da. Ok, și cam acesta este polpasul, mai băieți. Haideți să vedem cum sunt tacurile astea la level max. Sunt tare curios. Dăm update. Level 4. Level 5. Nu-mi prea place tacul, să sincer să fiu. Chiar nu mă atrage cu nimica. Level 6. De ce mai avem piese la el? E doar level 6 posibil. Mi se pare că da, mai avem piese. După să mă uit. Cred că am uitat să colectăm o piesă ceva. Gladiator. Ia să vedem pe ăsta cum e. 1250 XP experiență bună. Fain. Asta e fain tacul. Chiar îmi place tacul ăsta. Dacă ar fi fost gen mai... Dacă ar fi fost gen aproape tot la level max, era și mai fain gen să fie umplut peste tot acolo cu liniuțele alea verzi. Era foarte, foarte fain așa. Dar nu erau nici așa gen. Mi se pare că e atât de rău. Se vede destul de ok gen. Mai avem de două ori de upgradat, mi se pare. Sau singură dată. Da, mi se pare că mai avem o singură dată. Nu. Încă nu l-am făcut level max, dar nu înțeleg de ce. Și de ce doar level 7? Oare au mai rămas piese la atacurile astea? Nu cred. Deci nu au rămas piese și nu le-am colectat? Posibil. Ne mai uităm o dată cu atenție, dar nu prea văd piese. Nu prea văd piese. Nu văd nicio piesă care să fi rămas în plus. Din păcate nu este niciuna, dar nu înțeleg de ce nu sunt la level max. Ok, în fine, nu este nicio problemă. Gen, nu mai avem... Hai să deschidem și cutia asta. Gen, nu mai avem piese ca să-l upgradăm. Înțeleg de ce l-au băgat, dacă l-au lăsat la level 6 și nu la level max. În fine. Și aici avem toate tacurile level max. Deschidem și această cutie. Flashback box. Ia să vedem dacă dă ceva. Ne-a dat o bucată din tacul ăsta. Space cue. Și aici ne-a dat să upgradăm polpas cue. Fain tacul ăla. Mai avem încă o cutie. Am dat două piese în acel tag. Și cam atâta. Da, cam atâta este. Hai să colectăm și câteva golden shot-uri de astea. Să vedem dacă reușim să nimerim vreunul la jumate. Avem două golden shot-uri. Nu, cred că sunt mai multe. 3. Să vedem dacă reușim să dăm un golden shot. Să vedem, cam astea sunt, da? 4 de fapt. Adică avem 4 golden shot-uri. Să le dăm aici să vedem dacă nimerim ceva. Lucky shot.
Ia să vedem cum avem poziția aici la, la bilă. Dăm aici așa cu din dreapta. Dăm aproape la 1 și jumătate la forță. Ia să vedem cum s-a dus. Băi, perfect, bă, din prima, nu cred. Perfect, băi, băieți. Am nimerit 5 cash. Champion box. Haide să dăm și două de astea, două golden shot-uri. Ia să vedem, ne o mai nimerim și acum din prima. Nu cred. Dar încercăm. Ba da, am nimerit-o. Da, am nimerit-o tot din prima. Ia să vedem dacă ne dă ceva la aceste tacuri. Măcar o piesă din tacul acela Galaxy. Dacă ne-ar da, ar fi blană. Din păcate nu văd, nu dă absolut nimic. Uite, ne-a dat aici gold, ne-a dat două piese. Și la leopard cu încă două. Ok, ok, nimic rău. Mă așteptam să fi dat o piesă la Galaxy. Da, din păcate zero. Nimic, ca voi băieți. În toate stack-urile la level max. Astea stack-urile de la, de la țări, gen Grecia și toate cele. Ne-a dat aici la Winter Cue două piese. Și mai avem încă o cutie. Nimica, nimica, nimica. Absolut nimic. O singură bucată a dat gen la... O singură piesă a dat la tacurile alea două și atât. Două piese, ceva de genul. Cam aceasta este, băi băieți. Ieșim de aici că nu este chiar atât de ok cu ăla, cu gen, n-are rău să dau la 60 de cash aia, pentru că cash am, am destui cash, am 33.000 de cash. Să schimbăm gen, să vedem emoticoanele astea. Acesta. E fain, și ăsta e fain. Fain, fain, pe bune. Cum faci ăsta? Așa asta de râde, așa e belea. Ok, mă băieți, ce să zic, cam acesta este videoclipul. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, un share la prietenii voștri și bineînțeles, dacă nu sunteți înscriși la canalul meu de YouTube, să vă înscrieți. Eu sunt Răzvan și vă salut!